Fero, iubim apa. Am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? Astăzi stăm la o discuție și la o cafea cu Cristina Petruț, membru în bordul Federației Europene de Diabet și vicepreședinte al Federației Asociației Pacienților cu Diabet din România. Probabil pe Cristina o cunoașteți din diferitele emisiuni televizate, dar și din știri atunci când aducea în atenția publică problemele cu care se confruntă pacienții bolnavi de diabet, dar și demersurile pe care le face pentru a le îmbunătăți viața. Cristina, mulțumim că ai acceptat invitația noastră, bine te-am găsit! Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație! Așa cum le spuneam telespectatorilor, cu siguranță ești cunoscută în rândul opiniei publice datorită demersurilor și a luptei pe care o duci de ani de zile pentru a aduce îmbunătățiri în viața pacienților bolnavi de diabet. Însă astăzi o să te provocăm la o discuție despre tine, pentru că emisiunea noastră se numește Cine ești tu? Și chiar dacă o să atingem și partea profesională, o să încercăm așa să aflăm de la tine lucruri pe care nu toată lumea le știe sau cu siguranță le știu apropiații tăi. Poate că dai așa puțin din culisele vieții tale. Va fi cu siguranță interesant. Cristina, spune-ne în câteva cuvinte cine ești tu. E interesant faptul că prima dată mă voi raporta la partea profesională. Așa. Sunt de profesie, sunt psiholog clinician și așa cum ai spus și până acum, am încercat foarte mult să mă axez pe a lupta pentru persoanele cu diabet, reușind în câțiva ani să fac anumite lucruri care nu știu în ce măsură sunt semnificative pentru toată lumea, dar cu siguranță sunt pentru mine și m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt poate în foarte multe dimensiuni, ca să spunem așa. Dar, bineînțeles, cel mai important lucru de spus este că sunt o persoană care trăiește cu diabet de la vârsta de 11 ani și jumătate. Deci ești chiar tu un pacient. Așa este, da. De foarte mulți ani deja. Și altceva ce ne mai poți spune despre tine? Cine ești tu? Altceva despre mine? Vreau să cred că sunt o persoană foarte veselă, care se bucură de viață și care încearcă în orice moment să găsească frumusețea lucrurilor, frumusețea oamenilor din jur și a întâmplărilor din viața de zi cu zi. Recunosc că mie mi-a plăcut întotdeauna pozitivismul tău. Încă de când te-am cunoscut, acum nu mai știu câți mulți ani, acum câțiva ani, erai atunci și ești și astăzi, de altfel, președinte al Asociației Pacienților cu Diabet din România și știu că te-am contactat pentru că era ceva problemă acută atunci cu rândul pacienților bolnavi de diabet și tu luptai din răsputeri să faci auzite la nivel de minister și la nivel de guvern problemele cu care se confruntă pacienții. Când te-am întâlnit, mă așteptam să văd un pacient supărat, când tu ai apărut cu zâmbetul pe buze, frumos machiată și rujată și am zis, incredibil, nu vine să cred că întâlnesc o persoană așa pozitivă și veselă, deși mi-ai spus ulterior că ești tu, chiar tu, un pacient. Cum e să trăiești o viață cu diabet? Cred că este o întrebare foarte grea și un răspuns foarte complex, în sensul în care sunt momente ale vieții. Unele momente în care este foarte în regulă și am putea spune, per total, este totul în regulă, pentru că ne obișnuim cu acest stil de viață. Trebuie să facem în așa fel încât diabetul să devină un partener fidel al nostru de viață, să-i dăm ceea ce are nevoie, însemnând tratamentul și atenția zilnică, și după aceea să nu lăsăm totuși să ne influențeze viața, așa încât să nu fim persoane triste și supărate și să așteptăm poate un final cât mai repede. Bineînțeles că există provocări
în funcție de vârsta pe care o avem. Eu am fiind diagnosticată la 11 ani și ceva, am trecut prin perioada de adolescență, am fost la școală, la liceu, în care îmi doream să fiu la fel ca și ceilalți și totuși erau lucruri pe care trebuia să le fac în plus, pe urmă facultatea și alte contexte în care... Pe lângă faptul că trebuia să mă bucur, să spunem, de evenimentele respective, clar, trebuia să am grijă și de diabetul meu. Dar cred că, până la urmă, astea m-au făcut să fiu persoana care sunt astăzi și să văd lucrurile într-un mod mult mai pozitiv, mult mai calm. Și la un moment dat să-mi impun, poate, că trebuie să mă bucur de viață, indiferent de surprizele ei. Când a fost acel moment când ți-ai spus că și ți-ai impus că trebuie să te bucuri de viață și când ai depășit acele bariere că tu nu poți să faci anumite lucruri, că nu poți să fii ca ceilalți, pentru că de câțiva ani demonstrezi că poți să fii ca și cei de pe stradă care nu au nicio problemă de sănătate. Așa este. Mie îmi place să mă cred o persoană extraordinar de norocoasă. Am avut ocazia să întâlnesc de-a lungul timpului persoane extraordinare care m-au ajutat să văd lucrurile într-o altă perspectivă. Primii oameni care m-au ajutat să fac lucrurile acestea au fost părinții și fratele, deci familia mea. Ei au fost acolo alături de mine și tot timpul au încercat să mă facă să trăiesc viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și asta m-a ajutat extraordinar de mult. Atunci, în momentul diagnosticului, când ei mi-au conceptualizat viața ca fiind e în regulă și lucrurile vor continua să meargă pe făgașul lor normal. Și pe urmă, de-a lungul timpului, cum spuneam, cred că am fost norocoasă pentru faptul că am luat în brațe ideea de eu sunt mai mișto, am diabet. Și atunci, făcând acest lucru, am câștigat, să spunem așa, simpatia colegilor mei la liceu, oamenilor din jurul meu și a fost foarte, foarte în regulă. Și atunci a fost momentul în care mi-am dat seama, da, uite, pot să fiu acceptată ca și persoană cu diabet într-un context în care nimeni altcineva nu are diabet. Și am început să mă bucur în adolescența mea de tot ce înseamnă această adolescență și pe urmă, odată ce am intrat în activitățile de diabet, în momentul în care cineva a crezut în mine și mi-a dat încrederea asta, faptului că pot să fac anumite lucruri, deja am început să am în jurul meu foarte multe persoane cu diabet. Și este extraordinar de frumos că suntem într-o comunitate în care ne înțelegem unii pe alții. E ca un fel de grup de suport? Așa e văzută comunitatea aceasta a voastră? Poate la început, da. Acum am devenit cei mai buni prieteni. Am reușit să ne unim atât de mult încât ne considerăm mai mult o familie care trece dincolo de problematica diabetului. Faptul că tu ai fost un copil diagnosticat de vreme, la o vârstă fragedă cu diabet, a fost decisiv în a-ți alege cariera, în a decide să mergi să studiezi psihologia sau ce te-a determinat să mergi să alegi o... Nu e meserie, e o vocație atât de profundă. Da. Uite, pe de-o parte, da. Pe de altă parte, eu, de când eram la grădiniță chiar, vreau să devin medic. Mi-am dorit foarte mult acest lucru și atunci nu era doctorița Plușica, dar sigur consultai toate păpușile. Da, cu siguranță, cu siguranță, da. Și mulți ani am mers pe acest principiu, după aceea când am fost diagnosticată stând o lună de zile în spital și fiind foarte mult în contact cu tot ce înseamnă lumea medicală, mi-am dorit și mai mult să fac medicina. După care, undeva în perioada liceului, deja am început să dau în spate. Mi-era frică, poate, încă încerc să identific de ce. Mi-era frică, cert este că am renunțat în ultimul an de liceu, în a mă pregăti pentru medicină și am ales psihologia ca și cum sunt un fel de medicina sufletului, a minții, până la urmă. Și, într-adevăr, mi-am dorit foarte mult să înțeleg mai bine psihologia persoanei cu diabet, că, practic, pe asta m-am axat cel mai mult. Fie că vorbim de articolele pe care le-am citit sau partea de studii, de, cum se zice... Da, licența și lucrarea de masterat.
au fost făcute pe psihologie și diabet, într-un fel. Ți-a fost, până la urmă, ușor să-ți faci partea practică, știai exact ce era propriul tău studiu de caz, nu? Da, până la urmă, da. Și plus de asta am avut posibilitatea să întâlnesc foarte multe persoane cu diabet, cărora le-am putut pune câteva întrebări pentru a-mi face un studiu și a fost foarte bine. Ai regretat vreodată de atunci, din ultimul an de liceu, că nu ai avut totuși curajul să mergi pe medicină? Nu știu dacă era vorba de curaj sau o ezitare pe care ai avut. Da, a fost o ezitare adolescentină până la urmă. Asta este, cred că suntem prea tineri când trebuie să ne decidem cariera. Așa, dar nu-mi pare rău, deci, așa. Da, câteodată mă mai gândesc, câteodată regret acest lucru, îndeosebi atunci când particip la congresele naționale sau internaționale de diabet și văd nivelul de discuție al medicilor până la urmă și inevitabil, oricât de multe aș putea să știu despre patologia diabetului, totuși nu sunt medic și sunt lucruri pe care poate nu le înțeleg la nivelul la care mi-aș dori să le înțeleg și atunci încep să simt un oarecare regret, dar îmi amintesc după aceea de ce am ales psihologia și mă liniștesc. Ca să fii doctor de suflet. Exact, așa. Da. Ce medic ți-ar fi plăcut să fii sau ce medic visai să fii? Absolut, diabetolog. Odată ce am fost diagnosticată cu diabet, diabetolog. Înainte trebuie să recunosc că nu știu, înainte de a avea diabet, ce aș vrea să fac. În mintea mea era, vreau să mă fac doctoriță. Și când a fost prima poezie pe care am învățat-o la grădiniță, am plecat la grădiniță ca să mă fac doctoriță și eu am mers luni de zile, repetam această poezie în minte. Mai știi poezia aceea? Ah, nu, asta știu versurile astea. Nu. Era curioasă cât de mult mai ține minte un doctor de suflet așa din perioada grădiniței. Eu recunosc că nu prea am amintiri de când eram mică. Da, e greu. Acum mă provoci. Era ceva de genul că am plecat la grădiniță ca să mă fac doctoriță, dar tăticul-i supărat că-s fetiță, nu-s băiat, dar mămica e bucuroasă, că are o fetiță frumoasă. Ceva de genul ăsta era. În cazul vostru, tăticul e fericit pentru că are și fetiță și băiat. Așa este, da, da. Tu de cine ești mai apropiată? De mama sau de tata? Wow, aș putea să produc multe controverse răspunsând la această întrebare, glumesc. Mai adevărul este că chiar am fost binecuvântată cu amândoi și sunt foarte, foarte apropiată de ambii părinți. Putem să discutăm extraordinar de deschis, ne susținem unii pe alții și acum am devenit, cred că, dincolo de relația de părinți-copii, suntem adulți, prieteni, care ne înțelegem extraordinar de bine. Bine, dar atunci în adolescență, când era la modă discoteca, pe vremea noastră, la cine mergeai prima dată să spui mă lași la discotecă? La mama sau la tata? Mai acum, la momentul de sinceritate, trebuie să recunosc că în perioada de adolescență nu prea mergeam la discotecă. Nu știu ce aveam în cap atunci, dar ideea este că nu mergeam și am început să merg la vârsta la care nu mai ceream voie. Dar adică ai mers direct în cluburi. Da, exact. Însă, dacă e așa trecător, tot timpul mergeam, mamei ceream voie ca să poată să intervină la tata ca să ne lase să facem anumite chestii. Asta cred că este o chestie foarte tipică. Da. Pentru toți copiii, da, cu siguranță. Și până la urmă tata spunea, nouă ne spunea pe față, da, sigur că da, mergeți. Și după aceea îi spunea mamei, a, nici lăsa să meargă. Hai, fii tu aia autoritară, exact. Pune tu limitele. Da, 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 așa este. După ce ai absolvit facultatea, ce ai făcut? Te-ai dus și ți-ai căutat un loc de muncă? Ai luat în calcul varianta de a-ți deschide un cabinet de psihologie? Care a fost primul pas? Pentru că, așa cum spuneai puțin mai devreme, că în momentul absolvirii liceului suntem poate prea tineri ca să decidem ce carieră vrem să urmăm. La finalizarea studiilor universitare, cu foarte puține excepții, și aici ne face referire la instituțiile de stat, gen MAPN și Ministerul de Interne, suntem puși în situația în care avem o diplomă în mână și un teren în față, nu știu unde să ne oprim. Tu ce ai făcut? Da, așa este. Ce am făcut? M-am înscris la masterat. Și atunci au fost 2 ani de masterat făcuți pe psihologie clinică și psihoterapie. Iar în același timp mi-am deschis și un cabinet privat de psihologie care funcționează și astăzi.
Mai e timp să te ocupi de el, să faci, să practici, să-ți practici vocația? Mai puțin decât aș vrea, dar cu toate astea, în foarte multe contexte reușesc să aplic puțină psihologie, să spunem așa, vorbind cu anumite persoane sau ținând anumite prezentări, training-uri și așa mai departe. Și asta este ceva ce îmi place să fac și simt utilitatea studiilor de psihologie. Pacienții tăi sunt doar persoane diagnosticate cu diabet sau vin la tine și alți pacienți care au nevoie de consiliere psihologică? Depinde foarte mult, adică nu e ca și cum nu am sau nu am avut persoane care nu au diabet, însă în cea mai mare parte sunt pe partea de diabet. Aș fi curioasă să aflu cu ce probleme se confruntă aceste persoane diagnosticate cu diabet și de ce au nevoie de consiliere psihologică. În general, nu știu, nu se simt acceptați sau au ei impresia că nu sunt acceptați? Care ar fi problemele lor? Patologia diferă foarte mult și în funcție de vârstă. Uneori se întâmplă să fie persoane care se întâmplă să aibă diabet, dar nu neapărat patologia lor este legată în vreun fel de diabet. Poate să fie ca și orice altă persoană, de exemplu, pierderea cuiva drag sau pensionarea sau alte temeri. Dacă este să ne referim la partea de diabet, ce aici diferă mult, într-adevăr, este problema de acceptare, de stereotipurile care există, din păcate, în orice cultură. Este vorba de acceptarea tratamentului. Aici îndeosebi la cei cu diabet de tip 2, care sunt pe antidiabetice orale și după aceea sunt trecuți pe tratament de insulină sau odată cu apariția complicațiilor, bineînțeles că apare o stare de anxietate sau depresie, chiar în cazul unei amputări, de exemplu. Și iarăși de foarte multe ori apare această problemă de burnout, foarte tipică, din păcate, diabetului și oricărei alte boli cronice care necesită un tratament continuu. La ce se referă acest simptom de burnout? Se referă la faptul că obosești. Vine din mediul ocupațional, când este acel burnout, că nu mai poți să lucrezi sau să te concentrezi în vreun anumit fel la lucru și se transpune în diabet în sensul în care nu mai am niciun pic de energie sau putere sau interes în a-mi controla diabetul. Și atunci nu ne mai facem glicemie, nu mai suntem atenți la ceea ce mâncăm, nu ne facem insulină decât... E un fel de autopedepsire? Nu neapărat autopedepsire, este ceva de genul m-am săturat și nu mai pot. Practic, managementul diabetului este un job 24 din 24. Și atunci, la un moment dat, obosești. Pentru că, știi, uneori, ce se vede din exterior, sau ceea ce este, hai să luăm așa, spus de foarte multe persoane, zice, păi, ai diabet, păi este în regulă. Gândește-te că cu un pic de alimentație, cu un pic de mișcare, îți faci tratamentul și gata. Bun. Ceea ce nu e adevărat, adică este foarte superficial. O zi din viața unei persoane cu diabet înseamnă multe glicemii. Înseamnă hipoglicemie în care simți că îți pierzi pământul de sub picioare, în care amețești și ți-e rău și nu știi pe ce să pui mâna ca să poți să te tratezi. Sau înseamnă o hiperglicemie în care iarăși îți este foarte rău și simți că ai putea să bei o fântână întreagă de apă și îți faci insulină și îți faci degeaba și după aceea, la un moment dat, îți cade glicemia dintr-o dată și... Și ai nevoie de ceva dulce. Și ai nevoie de ceva dulce, într-adevăr, și atunci este o oscilație, după aceea, ori de câte ori ai un meniu în fața ta, tu trebuie să te gândești, ok, mănânc asta, cât hidrați de carbone are, câte insulină trebuie să-mi fac. Bun, ce mai mănânc? Mănânc supă, supa care are tăiței. Tăiței trebuie să-i calculez, morcovii trebuie să-i calculez, pâinea pe care o mănânc, zahărul din cafea, absolut orice este un calcul matematic în care tu practic încerci să-ți dai seama oare dacă pancreasul meu ar funcționa, câtă insulină ar livra?
Și atunci, practic, tu trebuie să suplinești această funcție a pancreasului și să îi dai cât crezi tu de cuvință organismului. Ți-a plăcut matematica la școală? Niciodată. Și cum te descurci acum cu atâtea calcule? Nu știu, și eu mă surprind câteodată. Bine, important este să știm câteva reguli de bază, însemnând să știm câți hidrați de carbon au alimentele pe care le consumăm cel mai frecvent, să spunem. Aici mă refer la poate pâine, paste, cartofi, orez și așa mai departe, și fructe și așa, ok? Și pe urmă, regula de 3 simple, care deja trebuie să o știi din memorie, să știi care este necesarul de insulină. Și atunci, la început, făceam frumos pe hârtiuțe, încercam, acum mai cu calculatorul, mai cu telefonul, încercăm să obținem cel mai bun rezultat, ca să spunem așa. Și bineînțeles, nu reușim de fiecare dată, adică se poate uneori să-mi fac prea multă insulină și atunci să intru în hipoglicemie, sau tocmai să am o masă și, într-adevăr, să intru în hipoglicemie și este acel moment în care simți că nu mai poți să bagi nimic în gură. Și cu toate astea trebuie să-ți iei, așa, cu ultimele forțe, un cup de zahăr. Deci, să spunem că nu ne plictisim niciodată, având o viață cu diabet. Dacă ți-aș spune acum să-ți deschizi geanta, ce dulciuri ai pus în geantă și ce nu-ți lipsește niciodată? Păi, acum, eu nu mi-aș deschide geanta acum, pentru că am foarte multe lucruri de acolo, dar de obicei tot timpul trebuie să avem ceva pentru tratarea hipoglicemiei, fie că este vorba de zahăr sau jeleuri sau fructe confiate, sau depinde foarte mult. Ciocolata? Ce loc ocupă ciocolata în viața ta? Măi, sincer, ciocolata nu crește glicemia atât de repede precum ar trebui. Și atunci noi, de obicei și în special când eram copii, spuneam: am hipoglicemie, mănânc ciocolată. Eram extraordinar de fericită pentru că erau singurele momente în care mâncam ciocolată când aveam hipoglicemie. Dar după aceea, crescând și citind mai multe, de fapt am învățat că ciocolata nu te ajută să-ți crească glicemia imediat, pentru că nu are doar zahăr, ci are mult mai multe componente care se digeră ceva mai greu. Este vorba de acei hidrați rapizi și hidrați lenți. Și până ce toate grăsimile din ciocolată se dizolvă și ajung să fie utile, să zicem, pentru organism, deja glicemia s-ar putea să fie foarte mică sau s-ar putea să mănânci mult prea multă ciocolată ca să-ți revii. Ca să-ți facă rău ulterior. Și să faci rău ulterior, da. Așadar, tu nu prea mănânci ciocolată? Ba da, depinde. Dacă am poftă, mănânc, dacă nu, nu. Adică, știi cum, lucrurile s-au schimbat foarte mult, în sensul în care, de fapt, asta este și ceea ce noi încercăm să le transmitem celorlalți, că din punct de vedere alimentar trebuie să încercăm să ducem o viață echilibrată, dar nu una în care trebuie să fii restrictiv. Și aici mă refer îndeosebi, să spunem, la copiii cu diabet. Da? Dacă vezi că un copil mănâncă o înghețată pe stradă, nu poți să-i spui copilului tău: tu nu ai voie să mănânci pentru că ai diabet. Pentru că îl frustrezi. Exact. Și ceea ce trebuie să faci este să înveți câtă insulină trebuie să-i faci pentru acea înghețată. Așadar, dacă ieșim acum pe stradă și mergem la o gelaterie, tu poți să mănânci fără nicio problemă înghețată. Sigur că da, sigur. Este doar vorba de acel calcul matematic în care trebuie să aproximezi hidrații de carbon și, bineînțeles, contează și nivelul glicemiei de la care pornim aici, ca să fim cinstiți, în sensul în care dacă eu acum am 200 de glicemia, ar fi nesimțit față de mine să mănânc orice. Exact, da. Poate da. Fi comparabil atunci cu persoanele dependente de curele de slăbire și dependente de aplicațiile de numărat calorii, nu? Tratamentul diabetului, te referi? Alimentația. Aia da, cu siguranță. Da, adică trebuie să fim atenți în mod constant la ceea ce facem și cum echilibrăm lucrurile. Ție ce nu-ți lipsește niciodată din bucătărie? Fructele. Care sunt fructele tale preferate? Pe toată durata anului mere, în rest prefer fructele de sezon.
Deci, și mai puțin bananele, trebuie să recunosc că, de exemplu, îmi fac foarte mult rău, adică îmi cresc glicemia mai mult decât aș vrea eu. Și atunci renunți la ele? De cele mai multe ori, da, sau folosesc atunci când am, să spunem, glicemia 70-80 și doar vreau să o ridic puțin. Pentru că am văzut în ultimii ani că tu călătorești foarte mult și datorită funcției pe care o deții și a demersurilor pe care le faci, ești o iubitoare a călătoriilor dintotdeauna sau te-ai obișnuit odată cu intrarea în Federația Europeană de Diabet? N-am fost înainte. Trebuie să recunosc că prima mea excursie, să spunem, în afara țării, dincolo de o scurtă călătorie cu părinții, care a fost în Ungaria, la un moment dat, prima dată când am plecat, mi-am luat bagajul și am plecat, a fost în Australia. Wow! Da. Și prima ieșire exact, și atât de departe. Și au fost foarte multe ore de zbor și mi-era frică oarecum o să mă descurc, ce o să fac, diferență de fusorar, nu știam cum să gestionez lucrurile, dar a început să-mi placă. Și acum, de când am avut acea călătorie, au fost foarte multe alte călătorii și am învățat să-mi placă. E foarte frumos. E frumos că poți să vezi alte culturi, altă civilizație și alte tradiții până la urmă. Doar că foarte paradoxal este că ideea de bază, poate atunci când, de exemplu, vede cineva că eu plec în toate aceste țări, am impresia cât se plimbă Cristina și ce bine este ei. Este bine, nu e așa? De asta și eu așa zic, wow, uite unde s-a dus. Așa este, doar că de cele mai multe ori văd aeroportul, hotelul și sala de conferințe și înapoi. Și nici măcar așa o escapadă prin centrele istorice? Depinde, de cele mai multe ori nu, din păcate. Sunt perioade în care poate îmi iau eu 2-3 zile în plus încât să pot să vizitez, pentru că altfel programul este destul de încărcat. Încep ședințele dimineața la prima oră, se termină seara înainte de cină, după aceea este cina de socializare cu toată lumea în care continuăm oarecum discuțiile pe care le-am început și pe urmă ziua următoare de la capăt și la finalul programului la aeroport și acasă. Atunci când îți iei acele câteva zile pentru tine, cu cine obișnuiești să mergi, să te bucuri de locurile pe care le vizitezi? Să zicem că e modul tău de relaxare ăsta. Acum depinde. De dățile în care am fost, până la urmă ne-am programat cu alții cu care am fost acolo, gen la evenimentele respective, și am zis, ne-am decis să rămânem împreună una, două, trei zile, depinde. Obișnuiești să mergi, de exemplu, în mini-excursii singură? Nu știu, sunt curioasă, un psiholog cum se relaxează? Da, când găsești unul, întreabă și spune și mie, știi? Unul care se relaxează? Da. Măi, nu atât de mult, adică nu stau să-mi fac bagajele și să plec undeva într-un city break sau ceva, pentru că trebuie să recunosc că nu am timp. Ceea ce fac, în schimb, merg la țară, la bunici. Unde e țara bunicilor? Undeva înspre Maramureș, e la interferența între Cluj și Maramureș, este un sat așa, un colț uitat de lume și extraordinar de frumos. Și acolo părinții au o casă gen de vacanță, să-i spunem așa. Și prefer să merg acolo să mă delectez, pentru că este natură, este liniște, nu am semnal la telefon și nu am internet. Și nu ai Facebook și nici altele exact, de socializare. Da, exact, așa este. Și atunci pot să stau liniștită, să admir viața și să mă bucur de ea. Și cam cât reziști fără semnal la telefon, fără internet? Cât ai rezistat cel mai mult? Maxim 4-5 zile. E mult. E mult, da. Dar deja, știi, parcă simt telefonul și am nevoie. Și când revii, după 4-5 zile în tumultul evenimentelor, cum e revenirea? Nu știu. Cum ești în prima zi de muncă?
Măi, în primul rând sunt foarte multe e-mail-uri care mă așteaptă și trebuie să răspund la ele, pentru că în federație sunt multe, multe proiecte pe care le facem până la urmă și la nivel național și internațional. Și atunci clar că comunicarea principală este prin e-mail sau Skype calls și așa mai departe, însă poate să fie destul de obositor, adică în primele zile când mă întorc și dacă vreau să le fac toate odată și de obicei așa încerc să le fac, s-ar putea ca după 3 zile de lucru să vreau să mai merg încă 2 zile la țară. Și te duci sau nu? Da, nu pot. Este ceva ce de-a lungul anilor nu ai făcut pentru că în acel moment ziceai că nu poți să faci din cauza bolii și acum regreți, sau sunt lucruri pe care le-ai fi făcut, dar nu ai putut? Păi, sincer, nu. Nu cred că este ceva ce aș fi vrut să fac și n-am făcut din cauza diabetului. Pentru că am considerat de la început că pot să fac orice. Asta a fost și ceea ce mi-au implantat părinții în minte. Și am mers pe varianta asta. A fost ceva ce a funcționat cel mai bine pentru mine. Și atunci am făcut într-adevăr tot ceea ce mi-a plăcut și poate un pic mai mult. Dar ce nu ai făcut și ți-ar fi plăcut să faci din cauza timpului prea puțin pe care l-ai la dispoziție? Pentru că ești angrenată în foarte multe proiecte. Wow! Asta este o întrebare foarte bună. Mi-ar plăcea să am timp să citesc mai mult, să citesc literatură și nu neapărat articole științifice. Da, așa, deci pur și simplu să mă bucur de o carte, să mă bucur mai mult de timpul petrecut cu cei dragi mie. Și mi-ar plăcea să am timp să fac mai multe fotografii. Ești pasionată de fotografie? Oarecum, dar stric la nivel de amator, în care îmi place să surprind într-o fotografie o floare sau un fluture sau natura în sine. Și atunci mi-ar plăcea să am mai mult timp pentru asta. Să înțeleg că îți place să fotografiezi elemente din natură, natura, da. Sau nu ai spune un eveniment mondan, să zicem? A, nu. Sau o expoziție de artă? Da. Îmi place în mod deosebit partea de natură, în care și când merg la țară, de exemplu, îmi iau aparatul foto cu mine și atunci mai pot să fac câteva fotografii. Fotografiile le păstrezi, le stochezi în format digital sau obișnuiești, sau ești, să zic așa, nostalgică și mergi și le imprimi pe hârtie fotografică? Nu, le păstrez digital, însă trebuie să recunosc că uneori mi-ar plăcea să le scot într-un album și să le am mai îndeaproape, dar nu neapărat referindu-mă la fotografii cu natura, ci poate cele cu bunicii mei, cu familia, cu prietenii și așa mai departe. Mai ai albume acasă? Celebrele albume cu noi de la serbări, de la... Da. Și mai am așa o cutie acasă, cutia cu amintiri, în care păstrez și câteva fotografii, păstrez, nu știu, caietul de muzică din clasele mici. Așa. De ce caietul de muzică? Îți plăcea să cânti? Nu. Nu, dar erau niște melodii foarte frumoase pe care ni le dicta profesoara la vremea respectivă. Și oarecum, nu știu de ce, l-am păstrat și l-am pus în acea cutie și mărțișoarele pe care le primeam când eram micuță și jurnalul și oracolul care era pe vremea aceea, făceam oracol la școală și toate îmi sunt frumos, sunt stocate într-o cutie. Cam pe la ce vârstă ai încetat să mai scrii în jurnal? Aoleu, cred că pe la vreo 13-14 ani, ceva de genul. A venit așa brusc decizia de a nu mai scrie? Cred că da. Recunosc că nu mai mi-amintesc atât de mult. Ideea este că pe mine mă tenta foarte mult ideea unui jurnal. La un moment dat mi-a luat mama... Era la modă. Da. Mi-a luat mama o agendă cu cheiță. Și aveam lacă și cheiță și aveam impresia că este lumea mea și orice scriu acolo este doar despre mine și secretul meu și așa mai departe. Dar uite, nu l-am citit de mult. Trebuie să văd cam cum gândeam eu la vârsta aia.
Da. Când erai copil, sunt foarte multe fetițe care, la un moment dat, fac o pasiune, se îndrăgostesc de un actor, o vedetă, o persoană publică. Am o prietenă care, de exemplu, îmi spunea că ea era îndrăgostită de Petre Roman. N-aș ști să spun de ce. Okay. Mie îmi plăcea prăjitura Petre Roman. Tu ai avut o persoană de care ai fost, să zic așa, îndrăgostită, dragoste copilărească? Wow! Măi, da, da, cu siguranță. Mie îmi plăcea să mă uit așa în perioada de adolescență, m-am uitat la multe telenovele. Și bineînțeles că... Ai învățat și spaniola? Da. Da. Deci asta este un plus extraordinar de mare și de fiecare dată când tata sau fratele meu mai încearcă să râdă de mine pe principiu, uite-mă că te uitai la telenovele când erai mică, deși, da, e ok, e un stil de film și așa mai departe, în fine, spuneam, da, dar învăța spaniolă. Și atunci, asta este argumentul meu. Și da, era ceva băiat dintr-o telenovelă, dar pe cuvânt, că nu mai știu cum îl cheamă. Sigur era Jose. Ceva Jose, exact. Da, ceva Jose. Da, dar nu mai știu care. Dar era. Ai vizitat Spania? Nu, și îmi doresc foarte mult. Și am spus că este locul în care voi merge în concediu. Nu să merg la vreun fel de conferință sau nimic de genul ăsta. Vreau să merg să mă bucur de țara asta. Mergi în acest an? Sau nu ți-ai planificat încă probabil că de încă nu, probabil că anul viitor sau anul care urmează. Spuneai că vrei să ajungi în Spania, dar dacă vorbim de România, tu călătorești mult și în România, care este zona care îți place cel mai mult? Trebuie să recunosc că cel mai bine și mai în siguranță, să spunem așa, mă simt în Cluj. Este un oraș foarte frumos care îmi place extraordinar de mult. În rest, uite că mă uit la pene pregătite. Îmi place partea de munte, partea de tot așa de natură. Pasiunea mea majoră sunt cascadele. Și atunci îmi place să văd, de exemplu, cum este cascada Bigger sau aici aproape Valul Mireții și așa mai departe. Dar astea sunt locuri pe care le-am vizitat mai degrabă pur și simplu în timpul liber, nu m-am dus la congrese. În rest, Timișoara este un oraș foarte frumos. De exemplu, asta aș putea să spun, au parcul acela, Parcul Rozelor, și e frumos și îmi place. Dar care ar fi explicația psihologică pentru care îți plac cascadele? Aoleu. Există? Nu știu, întreb. Nu m-am gândit la asta. Există o semnificație. Cu siguranță. Uite, nu m-am gândit la asta și n-aș ști să-ți răspund. Mie îmi place pur și simplu ca și spectacol până la urmă. Atunci să mergi să vezi cascada Cailor, ai fost? Nu. Zona Borșa, Maramureș. Aha, ok. Dacă îți place, e de văzut. Da. Dacă îți plac cascadele, e de văzut și aceasta. Ok, mulțumesc că să ții minte. Spuneai că îți place mult Clujul. Ai luat vreodată în calcul varianta de a te muta în altă țară? Sunt convinsă că propuneri de joburi bine plătite și avantajoase ai avut și ai. Da. Măi, din păcate, m-am gândit la chestia asta. Doar că este clar, eu sunt foarte legată de ce ține de familie. Și mă simt ca și cum mi-ar fi destul de greu să mă mut într-o altă țară singură în care poate nu cunosc pe altcineva și nu mă încântă în mod particular, dar beneficiile ar fi clar foarte importante. Așa. Dar iubire ți-ai găsit-o? Măi, nu am timp de acea mare iubire, știi? Adică, hai să mergem cu iubiri mai mici deocamdată până la marea iubire, că după aceea s-ar putea să nu mai pot să fac ceea ce încă am un plan să fac. Dar dacă ți-ai găsit marea iubire undeva peste hotare, așa, te-ai duce? Te-ai muta de aici? Sau l-aș aduce pe el aici? Un psiholog găsește întotdeauna. Cu siguranță, cu siguranță. Păi, știi cum e, depinde. Astea sunt niște variabile până la urmă și atunci n-aș putea să-ți răspund la asta acum. Dar dacă ar fi să te muți, în ce țară ți-ar plăcea să te muți? Sau în ce oraș?
Mi-ar plăcea Belgia. La Bruxelles este chiar frumos, poate pentru că am fost mai multe ori acolo. Dar nu te-ai săturat de Bruxelles? Nu, chiar îmi place. Iarăși, Stockholmul este foarte frumos. În rest, nu pot să zic că am fost neapărat dornică să mă mut într-o anumită țară pe unde am vizitat. Bineînțeles, na. Australia, Canada, acolo, da, dar e prea departe de casă. E prea departe, da. De casă. Ce ți-ar lipsi cel mai mult de acasă? Cred că familia mi-ar lipsi cel mai mult, trebuie să recunosc. Și nu cred că o să pot să-l pe tata într-un avion. Așa încât ar fi foarte complicat. Da, chiar asta îi spuneam, îl întrebam pe tata, păi lui este foarte frică de zbor, deși acum am înțeles că s-ar putea să facă anul acesta o cursă, dar așa în perspectivă îi spuneam, păi bun, și dacă mă mut în Canada și mă căsătoresc acolo și fac copii acolo, tu nu o să vii să-ți cunoști nepoții? Nu. Vii tu cu ei în România, da. Nu? Exact, simplu. Da, așa e. Eu totuși cred că atunci când ar veni vorba de nepoți, ar trece peste frica. Da, probabil. Probabil. Sper. Adică, dar da, nu știm niciodată încotro ne duce lumea asta. Și atunci, cred că e foarte important să fim deschiși tuturor oportunităților și să vedem ce se întâmplă. Până la urmă, fiecare zi este o surpriză și este o necunoscută. Dacă ar fi să mergi pe o insulă pustie, care ar fi un top 3 lucruri pe care le-ai lua cu tine? Trebuie să spun, în primul rând, insulina. Ca să pot să stau câteva zile pe insula aia. Așa. Mi-aș lua poate telefonul, că n-am ce face, și o carte bună pe care să o citesc. Ce carte? Nu știu, orice. Poate să fie fantezie, SF, orice. Citești cărțile care pot fi răsfoite sau ai trecut pe partea digitală și citești Kindle, tabletă? Nu, prefer să simt cărțile și mi este mult mai greu să pot să urmăresc nu știu de ce pe tabletă. Poate sunt de modă veche. Pentru că, de-a lungul anilor, te-ai implicat foarte mult în cauza pacienților cu diabet și pentru că la Ministerul Sănătății din România s-au perindat mulți miniștri, numai în ultimii ani cât s-au perindat, ai fost vreodată contactată, ți s-a propus să lucrezi în echipa de comunicare a unui ministru sau să fii consilier pe anumite probleme a unui ministru al sănătății? Nu. Ai accepta dacă ți s-ar face o astfel de propunere? Nu știu, dacă mâine ar veni cineva din echipa Sorinei Pintea și ți-ar propune să fii consilier al dânsei. Asta este o întrebare foarte complicată pentru că știm cu toții instabilitatea politică. Și atunci este foarte greu să spun că în contextul de astăzi aș putea să lucrez în vreun fel, în orice înseamnă ministere și așa mai departe. Nu știu zău dacă aș putea să fac asta. Dar până la urmă, orice oportunitate ar fi un mijloc în plus de a ajunge la anumite rezultate pe care noi ne le dorim și luptăm foarte mult pentru ele. Din păcate, așa cum spuneam, cu această instabilitate politică, ori de câte ori încercăm sau reușim sau simțim că suntem pe punctul de a reuși obținerea unor beneficii pentru Programul Național de Diabet, se schimbă ministru. Și atunci o luăm de la capăt. Și este frustrant. Dacă să zicem că printr-o minune ai ajunge ministru al sănătății, care ar fi primele 3 lucruri pe care le-ai implementat de la nivel de minister? Uite, nu m-am gândit niciodată atât de sus. Nu știu, cred că cel mai important lucru este, bineînțeles, accesul la tratament și un tratament corect. Și aici mă refer într-adevăr la patologia diabetului, că spre asta atrag, dar și pentru multe, multe altele. Pentru că
problema sănătății în România este extraordinar de mare și sunt atât de multe lucruri care încă nu sunt reglementate și putem să vorbim și de accesul și tratamentul în spitale, în care poate spitalele ar putea să, nu știu, acceseze fonduri europene, să facă ceva pentru dezvoltarea lor, pentru îmbunătățirea calității tratamentului. Și oarecum cred că e foarte important în a merge înspre paradigma asta de a-i împuternici pe ceilalți să facă ceea ce tu nu poți să faci sau nu ai fonduri. Și atunci fiecare clinică în parte, spital de stat, cum ar fi, poate ar putea să găsească fonduri din alte părți, că nu-ți trebuie poate neapărat constant, ci îți trebuie doar că să aduci niște îmbunătățiri. Și tratamentele, iarăși, nu sunt așa cum ne-am dorit noi să fie, nu sunt la nivelul la nivelul european, de exemplu, în care noi suntem extraordinar de mult în urmă în ceea ce privește multe părți ale tratamentului. Și un alt lucru pe care îl subliniem noi foarte mult este această idee de hai să rezolv o problemă acum, când tu nu te gândești la o strategie pe 5-10 ani. Da? Și dacă ne uităm, de exemplu, la Programul Național de Diabet, noi încercăm să spunem, avem nevoie de mai multe lucruri. De ce? Pentru că vom preveni complicațiile. Complicații care, până la urmă, sunt mult mai costisitoare decât o cutie de teste, de exemplu. Dar poate este această mentalitate de sunt 4 ani la conducere sau câți ani or fi și oricum nu o să pot să Dumnezeu mă bucur eu. Mila. Da. Pentru că am ajuns la finalul emisiunii noastre, o ultimă întrebare mai am. Câți copii îți dorești? Ideal 2. Prima fetiță și al doilea băiat? Invers. Sau primul băiat și a doua fetiță, dar important este să fie sănătoși, cred că asta își dorește fiecare și atunci la momentul la care vor veni, cândva într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, sănătoși să fie. Să fie. Cristina Petruț, mulțumim. Mulțumesc. Îți dorim succes în toate demersurile tale și te așteptăm și pe la știri și alte emisiuni informative să ne spui cum decurge lupta ta cu sistemul până la urmă, ca asta faci. Da, așa este și mulțumesc încă o dată pentru invitație, a fost o plăcere. Mulțumim, Cristina. Iubim apa.